Bună seara, dragilor, și bine ați venit la Întâlnirea cu Profonai, așa încercăm, nu ți-a fost dor de mine. Da, da. O fi uitat numărul tău, numele tău. Vlad. Vlad și cu Andreea sunt prezenți lângă Ciprian. Cosmin. Ciprian, care l-a făcut Cosmin în seara asta. Da, deci analiza matematică este cea care dă bătaie de cap cu adevărat. Vi s-a părut o glumă, dar acum sunt groașă, vă spun eu sigur. Pentru că problemele sunt dificile, este altceva decât până acum. Și anume, tema pentru acasă începem, da? Tema da. Pentru acasă. Și sper că le spun și prietenilor voștri că suntem, au și șansa să stea acasă și să vadă lecția, da? Poftim, da. Andreea, te rog. O să începem cu Vlad, cu cealaltă. Da, te rog, Vlad. Deci avem matricea 1, 0. Deci matricea A egal cu 1, 0. 0, pe linie, te rog. Da, 1, 1. 1, 1. 1. Sunt egal de 2. Egal de 2. Da, egal de 2. Egal de 1. Ah, păi așa-mi decât. Linia 1, linia a doua. Am da? Linia 1, 1, 0, a doua. 1. 1, 1, da. Da, și se calculăm A la E. A la E ne egal cu cine? Vorbește, te rog. A. A la a doua egal cu? A, a la a doua egal cu matricea înmulțită pe ea. Așa, 1, 0, 0, 1, 1, ori matricea 1, 0, 1, 1, care face, te rog, Vlad? Deci, 2. Deci face, ești de acord să zice prea în 2? Nu. Nu, 1. 1. Pe prima linie cu prima coloană, 1 da. Și 0. Da. 1 și cu 0, 1. Prima linie cu a doua coloană. 1. 1. 0. Păi asta și asta. 0 este. 1 ori 0, 0. 1 ori 0, 1, 0. 0 și cu 0 face 0. Am terminat de, cu prima linie. Da. Da? Da. Ambele coloane. Intră la lucru la a doua linie. Și vine 1 ori 1, 1, 1 ori 1, 1, 1 și 1 face 2. A doua linie 1 ori 0, 0, 1 ori 1, 1 face 1. 1 și cu 0 face 1. Asta ar fi A la a doua. A la a treia. Te rog pe tine, Vladic, am văzut că... Da, a la a treia, deci 1, 0, 2, 1. 1, 0, 2, 1. Ori? 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Și face, te rog. Este egal cu 2. Cum să fie 2, mă? Cum faci tu? Cum faci tu? Pe prima linie cuperim toate coloanele la a doua. Și prima linie cu prima coloană vine 1, 1, 1 și 0, 1, 0. 1 și cu 0, 1 și cu 0 face 1. Nu știi, se mulțește. Atenție! Da. Tot prima linie cu a doua coloană. 1 ori 0, 0, 0, 1, 0. Deci 0. Zero. Da? Vine 0. Apoi. 2 ori 1, 2, 1 ori 1, 1, 2 și 1, 3. Și cealaltă. 1 ori 2, 0, 1 ori 1. Și face cât? Tot 1, nu? Da. 1. Observăm că a la a doua l-a avut aici pe 2. A la întâia are aici în colț pe 1. 1 pe diagonală și dreapta 0. A la a doua are 2 aici. A la a treia are 3 aici. Simțim, bănuim că așa va fi. A la n arată. Sperăm să fie așa. 1, 0, n, 1. Și stăm așa? E bine? Am intuit. Bine, inducții demonstrăm asta. Deci am intuit că așa arată. Da. Deci, acum nu am problemă așa. Să se arate că la el arată astfel. Nu? Nu. Pentru a... A merge... Ne amintim inducția un pic. Da. Cred că trebuie să umblăm un pic acolo, să vedem principiul inducției. Cum lucrează, da? Deci, dacă vi se spune cineva, să arătați că ies el, suma asta notată 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte plus n este egal cu n pe n plus 1 supra 2. Voi nu știți că este așa. Și veți încerca să demonstrați prin inducție că este corect. Pentru asta încercăm să vedem cum arată ies 1. Ies 1 înseamnă că pe n l-am făcut 1. Știți că este prima etapă, verificarea. Da? Prima dată, verificarea. Facem pe n egal cu 1 și ies 1 ar arăta. Făcând pe n egal cu 1, înseamnă că e 1 egal primul
E și ultimul termen, când nu e făcut 1, 1 egal cu 1 pe lângă 1 plus 1 supra 2, ceea ce ar însemna că 1 egal cu 1, nu? Adevărat. Deci spunem că P de 1 sau S de 1 este adevărat, este o chestiune corectă. A devenit o propoziție adevărată. Prin particularizare predicatului acesta, pentru noi egal cu 1, avem o propoziție adevărată. Pentru N egal cu 2, ce devine asta? S P de 2 sau S de 2, care este de 2, devine ce? Te rog să vorbești, Ciprian. Cosmin, ce devine? 2 pe lângă 2 plus 1. Nu-i 2. Înseamnă să scrie egalitatea asta înlocuim peste tot cu n pe n cu 1. Cu 2, pardon. Păi nu. 1 plus 2. Că dacă n e făcut 2, suma se scrie până la 2. Deci asta devine așa. 1 plus 2 egal cu 1 plus 2 egal cu 2 pe lângă 2 plus 1 supra 2, adică ca și cum ar fi 3 egal cu 3. Da. Deci P de 2 adevărată și asta. Da, P de 2 adevărat. Pentru N egal cu 3, ce devine ea? P de 3, adică egal cu 1 plus 2 plus 3. Înseamnă 1 plus 2 plus 3 egal cu 3 pe lângă 3 plus 1 supra 2. Care înseamnă că 6, nu? 6, 2 cu 3, 6, 1 cu 2 cu 3 face 6, egal cu, în dreapta, 3 plus 1 supra 2, 4 pe 2, 2, 2 ori 3, 6. 6. P de 2, P de 3 și este adevărat. Observăm că prin particularizarea cu 1, cu 2, cu 3 se obțin propoziții adevărate, da? În situația asta. Și acum, presupunem că am verificat până la ordinul K. Adică trecem la etapa a doua, verificare. Motivul este următorul. Eu dacă aș trage concluzia că e adevărată din două, trei încercări, ar fi o greșeală. M-am povestit ce am pățit cu un elev acolo în clasă. Când m-a întrebat, eu vreau și pentru 4. Și eu i-am făcut pentru 4. Și el a zis și pentru 5. Și am făcut și pentru 5. Și dacă făceam pentru 6, el zice pentru 7 și așa mai departe. Și atunci am zis, bine mă, să zicem că am mers până la ordinul, un ordin K. Deci am mers din aproape în aproape până la ordinul K. Și ne întrebăm dacă ordinul următor este bun. Practic, asta mă întreba el și mă lovea tot timpul, este bun următorul? Este bun? Și atunci asta îți demonstrăm. Îți demonstrez. Deci la etapa a doua a verificarea, tocmai asta demonstrăm că și, ordinul, și pasul următor e bun. Deci presupunem că P de K adevărat și vom arăta că P de K plus 1 este adevărat. Deci, presupunând că am ajuns până la ordinul K, vom arăta că următorul pas este adevărat. Adică, faptul că știm că ce înseamnă P de K? Înseamnă așa, că 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte plus K. De ce nu scrii? Îți place? Da, da, da. Păi, treaba ta. Eu fac treaba aici, ai venit așa ca la plimbare, povestea ta. Eu pentru vizitatorii mei fac asta. Deci 1 plus 2 plus 3 plus K este egal cu K, pe lângă K plus 1, totul supra 2. Asta este ceea ce am făcut până la ordinul K. Știm asta. Ne întrebăm. Ce ne întrebăm? Ce ne întrebăm? Ciprian? Dacă... Sau Cosmin. Ne întrebăm că ce? Dacă P de K plus 1... Așa! P de K plus 1 cu semn de întrebare. O fi adevărat? Adică cine? 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, plus K și plus pasul următor, plus un K plus 1. Da? Asta, plus încă 1. Egal oare cu oriunde văd K plus 1. Cu K plus 1 pe lângă K plus 1 și cu 1 K plus 2 totul supra 2. O fi bine? Da, despre asta până la K am spus că este bine. Adică adunarea asta până la K cu cine este egală? K plus 1 K plus 1 pe 2. Deci aici o să spun K, pe lângă K plus 1, totul pe 2.
Atunci ce devine? K pe lângă K plus 1, totul pe 2, plus K plus 1, deci K pe lângă K plus 1, pe 2, plus K plus 1, este egală cu K plus 1, pe lângă K plus 2, cu semn de întrebare. El trebuie să ajungă acolo. Hai să lucrăm. Să lucrăm, pur și simplu. Egal cu cine? Aducă la aceeași mântoră și amplitit cu 2. Și este egal cu K pe lângă K plus 1 plus de 2 ori K plus 1, 2 pe lângă K plus 1, totul pe 2. Și egal mai departe cu K plus 1, K plus 1 e comun. Dăm factor comun pe K plus 1. De acord? Și apare K plus 1 pe lângă K plus 2, totul pe 2. Și este exact ce trebuia să arătăm. Ok, K plus 1 pe lângă K plus 2. Adevărat. Adică, iată că pasul K îl face și pe K plus 1. Adevărat. Adică am arătat că P de K implică și P de K plus 1. Cum nu am arătat până la 3, înseamnă am arătat și pasul următor e bun. Aici am arătat, da? Adică P de 4 e bun. Fără să mai fac. P de 4 fiind bun înseamnă că următorul e bun. P de 5 e bun. Și P de 5 fiind bun înseamnă P de 6 e bun. Și mai departe. Înseamnă că acum el nu mă mai poate întreba dacă pasul următor e bun. Câte vreme am ajuns până la un anumit ordine și am arătat că următorul e bun. I-am răspuns la întrebarea lui dacă următorul e bun. Și atunci așa redactați. Etapa 1 plus etapa a doua, adică etapa 1, verificarea, și plus etapa a doua, ăsta 1 și 2, 1 plus 2, 1 roman, 2 roman, înseamnă că P de N, oricare ar fi N natural, P de N adevărată, dacă vreți să scrieți adevărată, indiferent ce N pun. Înseamnă că suma asta e adevărată indiferent ce nu. Așa suntem și aici. Noi am verificat până la ordinul care, ordinul 3. Am intuit cam cum ar arăta. Dar ne întrebăm, oare este adevărată tot timpul? Așa arată? Adică ce trebuie să facem? Așa asta e propoziția pe de ieri și trebuie să aplicăm principiul inducției matematice. Deci să demonstrăm prin inducție. Așadar, trec de la început. Ca și cum aș avea problema asta propusă spre rezolvare, după ce am descoperit, și să încerc să demonstrez așa ceva. Și zic. Zic așa. Am de arătat că A la N este egal de tipul 1, 0, N, 0. Sigur. 1, corect. Cu A fiind A la întâia, fiind 1, 0, 1, 1. Da? Așa arată. De acolo plecând am găsit așa, am intuit. Dar nu știu dacă este sigur așa. Și cum am principiul, am metoda inducției, așa este la dispoziția mea. Vă amintiți că multe probleme am făcut anul trecut prin inducție. Am reamintit-o acum. Am reamintit-o pentru vizitatorii noștri și pentru voi cei care dintre voi nu vă era clar în principiu. Și acum cum trebuie să procedăm acolo? Propoziția P de N este așa. P de N așa ar fi. K la N arată așa. Și acum începem particularizările. Pentru N egal cu 1 ce devine? Pentru N egal cu 1 pentru N egal cu 1, A la 1 e tocmai A. De tipul 1, 0, deși sunt la prima etapă, verificare, da? 1, 1, 0. 1. Pentru N egal cu 2, ea devine A la 2, pe care prin particularizare aici ar însemna 1, 0, 2, 1, care a fost găsită de noi ca o rea. Și este corectă, ne amintim așa. Pentru N egal cu 2, A la A, 3. Pentru N egal cu 3, A la 3, 1, 0, 3, 1, nu așa? Pentru N, făcând N trebuia 2, tu m-ai dus la 3.
1 ori 2 aici. Așa. Și acum 3, corect. Și asta ar însemna a la a doua foaie și este demonstrat de noi. Deci etapa de verificare a fost parcursă deja în etapa de tatonare, de intuire a răspunsului. Ceea ce este interesant este să trecem la etapa a doua, etapa demonstrația. Demonstrație. Presupunem că am ajuns cu verificarea până la un ordin K. Presupunem că A la PDK adevărat, PDK adevărat, adică A la K este de tip 1, 1, 1, 0, K, K1, și ne întrebăm A la puterea K plus 1 o fi adevărată? Adică PDK plus 1 o fi adevărată? După cum avem noi forma intuită, A la puterea K plus 1 ar trebui să fie de tipul 1, 0, K plus 1, 1. Dar A la K plus 1, A la puterea K plus 1, A la K ori A. Și cam mai departe, A la K, despre care știu cum arată, 1, 0, K, 1, ori A, care e 1, 0, 1, 1, și care îi, în final, 1, 0, K plus 1, 1. Da? 1, 0, K plus 1. Și este adevărat, da? Deci P de K plus 1 e adevărat. Da. Deci ceea ce întrebam, pasul următor e bun, bun. P de K plus 1, adevărat. Dar cine este P de K plus 1? Cum se obține? Din P de K, nu? Din P de K, ne-am bazat pe P de K. Deci am arătat, de fapt, aici, esențial, am arătat că PDK sprijină PDK plus 1, implică PDK plus 1. Da? PDK implică PDK plus 1. Și acum zicem 1 plus 2, etapa întâi. Înseamnă PDM adevărată, indiferent ce M punem. Oricare fi M natural. Și acum, abia acum, problema e corectă. Deci, la întrebarea ta, răspunsul este, intuim și până demonstrăm prin inducție, da? Da. Vă las cartea acasă, matricea egal cu 1, 1, 3, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Ala, e egal cu cine? Dacă nu vă descurcați, îl găsim, lecția pusă pe internet. Nu știu la ce lecție, oricum găsim undeva la primele lecții. Cosmin, îți amintești? Am făcut exercițiul ăsta. Cred că acum vreo 2-3 săptămâni, ori nu știu ce să spun, dar eu n-am făcut. Vreau tema asta, ca să dovediți, ca să înțelegi ce e ce am. Altceva, alt exercițiu. Deci să considerăm matricea A. A egal cu A, B. A egal cu A, A B. A mic, B mic. A mic, B mic. Deci jos, minus 1, 1. A, zi așa, matricea, de tipul 2 linii, 2 coloane, nu? Da. În care primul element este A, B, apoi al doilea element. Asta doar, A, B. Tot este A și B, diferite. A și B? Nu. Deci fără AB, doar A și B, două. Așa, A, apoi B, al doilea element. Și jos, minus 1 și 1. Minus 1 și 1. Să facem ala N? Nu, punctul A se termine A și B astfel încât A la a doua, A mare la a doua plus A. A la a doua plus A. E dat cu I? Cu 3 pe lângă 0. 3 pe lângă matricea? Da, 0. 3 înmulțit cu matricea, adică da. 3 mulți cu matricea. 0, 0, 2, 2 și jos minus 1, 0. Minus 1, 0. Deci, practic, trebuie să arătăm că A pătrat plus A este egal cu matricea 3 ori 0, 0 și mulțim, nu? 6, 0, 6, minus 3, 0. Îmi trebuie A pătrat, îmi trebuie A și fac, îi dau drumul la pătrat. Și la punctul B, A mic, B mic. Dacă A mic egal cu minus B mic,
dacă A mic egal cu minus B mic, să se calculeze A la F. Atunci A la F egal cu cine? Da, începem. Cum o să începem? Pe A la 2. A la 2 facem. Deci A mare la 2. A egal cu A la egal. Și egal mai departe cu AB minus 1, 1 ori AB minus 1, 1 care facem mai departe A pătrat minus, deci vine A pătrat minus B este locul 1, da? Da. A pătrat minus B este locul 1. Da. Locul 2 este AB plus B. Da. Deci A ori B plus B. A ori B plus B. Apoi, Cosmin, trec la linia A ori, ori minus 1, minus A, minus 1, deci minus A, minus 1, apoi minus B, minus 1, plus 1, plus 1, da. Minus B, plus 1, asta e A pătrat. Încă o dată, să vedem dacă n-am greșit. Da. Deci, A ori A, A pătrat, ori B ori minus 1, minus B, deci vine A pătrat minus B, AB plus B, minus A minus 1 și respectiv minus B plus 1. Da. Bun. Și acum, ăsta e A pătrat. Da. Și A pătrat plus A, să scriem A pătrat plus A, arată de tipul A pătrat minus B, AB plus B și minus A minus 1 minus B plus 1 plus A, adică plus AB minus 1, 1 care face egal mai departe cu matricea A pătrat plus A minus B, este primul element. Da. Da? Deci se adună cum? Poziții cu poziții, da? Da? Deci la A pătrat minus B adun B. Vine A pătrat minus B plus A. Apoi AB plus B plus B. Deci AB plus 2B. Jos. Vine minus A minus 1 minus 2. Deci vine minus A minus 2. Și minus B plus 1 plus 1 vine minus B plus 2. Acesta este A pătrat plus A. Trebuie să fie egal cu ce îmi spune autorul, cu cine, cu 0,6 minus 3, B. Minus 3, 0. Când, când se întâmplă ca, Cosmine, ești obosit, abia stai. Când se întâmplă ca două matrice să fie egale? Când elementele de poziție sunt egale două câte două. Deci ăsta tot se fie egal cu 0. Ăsta cu 6, ăsta cu minus 3 și ăsta cu 0. Deci dacă și numai dacă s-a ajunge la un sistem, te rog să vorbești, Vladi. A pătrat plus A minus B. A pătrat? Plus A minus B. Plus A sau, da, plus A minus B să fie egal cu 0. 0. Apoi? AB plus 2B este egal cu 6. AB plus 2B să fie egal cu 6. Apoi? Minus A minus 2 este egal cu minus 3. Minus A minus 2 egal cu minus 3. Și minus B plus 2 este egal cu 0. Egal cu 0. Deci A pătrat plus A minus B egal cu 0. AB plus 2B face 6. Minus A minus 2 egal cu minus 3. Și minus B plus 2 egal cu 0. Da? Ce facem? Îl aflăm prin A de aici, din A treia. Adică A va fi egal cu 1. A egal cu 1. Din ultima, B egal cu 2. Nu? Dacă știu pe A și pe B, n-am decât să văd dacă verifică și pe celelalte două. Da. Să știți că numai afară la A și B din ultimele două, fără să mă duc la primele două, e o greșeală, că trebuie simultan să se întâmple. Deci cu A 1 și B 2 mă duc în prima și vine ce? A 1 plus 1 minus 2 egal cu 0. A, bine, adevărat. Asta e. Din coace, AB plus 2B, dacă fac 6, adică 1 ori 2, 2, plus de 2 ori B plus 4, dacă face 6. Da, e adevărat. Abia acum spun că
am găsit pe A și pe B, am... Așa era întrebarea, să găsesc A și B, să fie da. A pătrat plus A, faci așa ceva. Da. Bun. Punctul B are ieșitul. Ce ne spune? Dacă A egal cu B, să aflăm A la A. Deci, pur și simplu mă duc în loc de B, pun ce am să pun? Minus A. Da? Da. Și asta înseamnă că B egal cu minus A, nu? Da. Și matricea mare arată de tipul următor. Deci A mare arată așa. A minus A minus A minus 1, minus 1 și respectiv 1. Așa arată. A la a doua. A minus A mare la a doua arată A minus A minus 1, 1 ori A minus A minus 1, 1 egal cu A pătrat plus A. Deci face A pătrat plus A. A pătrat plus A locul întâi. A apoi minus A. A minus A pătrat minus A. Da. E A ori minus A. Da. Minus A pătrat minus A. Minus A pătrat minus A. Minus A plus A. Și acum cu asta, mulțesc pe asta. Deci vine minus A minus 1. Minus A minus 1. Și respectiv, A plus 1. Aici când înmulțesc, face A plus 1. Vine A plus 1. A plus 1. Și continui să lucrez. Iată ce am să fac. Am să zic așa, egal cu modelul următor. Ai scot un A factor și aici un minus A. Și vine A pe lângă A plus 1. Minus A pe lângă A plus 1. Și jos minus pe lângă A plus 1. Și respectiv A plus 1. Și face egal mai departe. Egal cu iată care va fi rezultatul și egal cu A plus 1 peste tot aici, 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 aici îl putem scoate în factori. Deci egal cu A plus 1 A plus 1 pe lângă A A minus A minus 1 1. Adică este egal cu A plus 1 ori A. Da. Este exact așa, nu? Da. Deci, A la a doua, iată ce am găsit foarte tare, chestiunea care am găsit-o aici. A la a doua. A la a doua arată A plus 1 ori A. A la a treia. Hai să mulțesc cu un A. Mulțesc egalitatea asta cu un A și că A la a treia ar arăta ca fiind A plus 1 ori A la a doua. A la a doua. De asta știți că știi șmecheria. A la a doua o știu. Da. Este A plus 1 ori A. Deci egal mai departe cu A plus 1. A plus 1 ori A plus 1 ori A. Așa, ca să înțeleg totul. Ori A plus 1 ori A. Și face A plus 1 la a doua. A plus 1 totul la a doua ori A. Dar nu mai muncesc. Da. Da? Subînțelegi. Adică este clar că pot folosi așa. Ce înseamnă A plus A la a treia, A la a patra? A la a patra înseamnă A la a treia ori A. Iar A la a treia e deja știut. Da. E A plus 1 la a doua ori A. Deci vine A plus 1 la A doua ori A ori A ori A pătrat și face A plus 1 ori A ori A plus 1 A la plus 1 la a doua ori A plus 1 face A plus 1 la a treia ori A. În general am să spun așa, intuiesc că ce? A la N A la N ar arăta de forma A plus 1 la putere N minus 1 ori A ori A. Așa am intuit.
Și acum m-am pus și o demonstrez asta prin inducție. Da. Deci de aici încolo totul este la îndemână. Mai ai vreunul? Da, mai am. Câte mai? Să mă pui să stau toată noaptea. Mie nu mi-e exclusiv. Adică e cu șirul recurente și am ajuns la un punct, dar aproape exclusiv. La care nu-ți iese? Păi am ajuns... La care muncești? Care ești? La care asta cădem. Nu-ți iese, nu? Nu. Am ajuns la un punct aproape, că m-am uitat și în caiet ce am făcut, dar nu știu cum să iau aici. Așa. Cum să nu împart. Ai vrea să ne uităm? Nu. Te uiți pe film. Da? În film e făcut. Caută filmul printre, la clasa 11, îl găsești, totul e perfect. O să zic, numai așa te poți uita și tu. Ia închipui și tu. Nu m-am uitat. Unde, doar la filmul ăsta? Nu. Păi dacă nu, nu se poate. Dacă te-ai fi uitat, l-ai fi găsit și acum ai fi avut reacție. Este o reacție... Am avut până la un punct, dar am înțeles, nu, și n-am din clasă și am făcut să vină. Dar și l-ai făcut la clasă pe ăsta? Am făcut de tipul ăsta. Un model de ăsta, da? Nu neapărat trei acolo, ai avut altceva. Da, și să iasă, trebuia să aflăm acel număr din cap. Așa, acolo nu merge. Metoda șirurilor recurente și am ajuns. Xn-ul este de forma Xn minus 1 plus n plus 2. Și după nu mai știu cum să ne fac cu X1 egal cu X0 plus 1 plus 2. Și trebuie să-l desfășor, ca să ajung la Xn-ul. Da. Tot tragi de mine ca să-l fac aici. Dar n-am înțeles metoda asta, de asta zic. Facem. Tu mai ai ceva? Mai ai unul? Da. Tot greu așa? Mai e. Îl sugerez pe ăsta, da? Da. Ți-l sugerez. Hai să vedem. Că în afară de ăsta, ce ai tu? Ai ceva la analiză? Sau tot matric și matric? Nu e nimic cu tu, da, dar despre Andreea. A, eu tot cu matrice. Deci comun, e comună chestia. Bun, atunci dezvolt asta. Și ce facem noi e destul de interesant. Și mă întorc la instituțional. Te rog. Avem matricea A, 33 coloane. Da. Dar voi sunteți la aceeași... Nu, nu. Nu, așa. Aceea zice-o la clasă diferite. Asta e foarte. Zi-mi matricea A. Minus 4, 2, 2. Minus 4, 2, 2. 2 minus 4, 2. 2 minus 4, 2. Și 2, 2 minus 4. 2, 2 minus 4. Și B este doar 2, 2, 2. Și B este dat de tipul 2, 2, 2 peste tot. Da. C 2. Iar ce? Este A mic ori matricea mare. A mic ori A mare. Plus B mic ori B mare. Da. Punctul A și B, și B mic aparțin mine. Așa. Punctul A. A mic. Da. Demonstrăm că AB egal cu BA. Deci demonstrăm că AB A ori B egal cu B ori A, știm că da. Produsul nu e comutativ, da, dar de data asta... Da. A pătrat să fie minus 6A. A pătrat egal cu minus 6A. Și B pătrat cu 6B. Și B pătrat egal cu 6B. Asta trebuie să arătăm, da, nu? Da, da, da. Și mai este ceva cu ce? Da, da. Trebuie să se demonstreze dacă X mare aparține lui M3, matricii 3. Deci ce mic, nu? Al treia întrebare. Da. X mare aparține lui M3. La mulțime matricilor pătrate și de ordine 3. Cu X pătrat egal cu T mic ori X. X pătrat egal cu T mic ori X. Atunci avem că X la N egal cu T la N minus 1 ori X. X la N egal cu T la N minus 1. La N minus 1 ori X. Și mai avem un punct. ABC, D. Să aflăm C la N. C la N egal cu 5. Atât. Da. Avem treabă de atât. Nu e simplu. Dar o să o lăsăm pe Andreea să conducă niște asta. A ori B va fi...
Cum mă sfătuiți să fac mapă de treabă? La o lăsăm așa, Andreea? Am putea să vă spuneți? Păi peste tot, sfătuiți un doi în sator, doi pe lângă. Doi pe lângă minus 2, 1, 1, 1, minus 2, 1, 1, 1, minus 2. Asta este A mare, da? B mare. Ori B. Am de A și X. Un 2 peste tot, că am de unde, nu? Da. Deci 2, 1, 1, 1 peste tot. Este mai comod de lucrat așa. Și atunci ori B va fi egal. Va fi 4 ori. 4 ori cele două matrici. 4 ori. Minus 2, 1, 1. Vorbește, vorbește. 1, minus 2, 1. 1, 1, 1, 2. Înmulțiți cu 1, 1, 1. Și tot. Și va fi 4 ori. Cosmin, vorbește. Apoi minus 8, 4, păi de ce minus? Păi un 4 lăsăm mai și în față. A, da. Și face minus 2, minus 1 și 1, 1, 1, 1, deci plus, vine plus 2. 0. Minus 2 plus 2, 0. 0, da. Apoi. Minus 2, 0, 0, repede, Cosmin, 0, că știi 0. Că așa și repede situația. Cealaltă emoție. Cealaltă e 1, minus 2 și 1. Deci 0, 0, 0. Cred că e 0, 0 pe 0. 0, 0, asta înseamnă că e matricea nulă. Și face 0, matricea nulă. 4, 0, 0. A ori B, B ori A. B ori A, egal cu 4 ori, 1, 1, 1. Va fi egal cu 0. 4 ori. 0, 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 0. Deci facem repede. A la A, 2. Egal cu A ori A. Și A ori de tipul 2. 2 ori 2, 4. Pe lângă minus 2, 1, 1. 1, minus 2, 1. 1, 1, minus 2. Ori. Minus 2, 1, 1. 1, minus 2, 1. 1, 1, minus 2. Și egal cu... 4 și... minus 2 și 0. Deci vine 4. E 4? A, da. Minus 0, 2, 3 și 4, 4 și cu... 2... 6, nu? 6. 1, 1, 1, 1, 1, 2 și 4, 6 aici. Apoi. Tot 6. Deci aici face iarăși, nu? Da. Minus 2, minus 2 și 1. Este tot 6? Nu. Deci minus 2 și minus 2 minus 4 plus 1 minus 3 minus 4 plus 1 minus 3. Apoi. Minus 2 și cu 1 minus 1 și cu minus 2 minus 3. Deci face cât a spus că face? Minus 2 plus 1 minus 1 și cu minus 2 minus 3. Apoi. Minus 2 și cu minus 2 dă minus 4 și cu 1 minus 3. Minus 3 aici, da? Da. Apoi 1 și cu minus 2, nu, 1 și cu 4, 5 și cu stai pasiv. Nu urmărești, nu urmărești mulțimea. Mă, ne-ai terminat? Ne-ai terminat nimic. Păi mulțumește, băi, faptul că nu știi. Păi, ia să te pun pe tine. Unde tu? Da. Deci avem minus 3. După, cu al doilea, 1, minus 4 și 1, minus 2. Da. Păi nu, că e minus 2 ori minus deci, 2. Deci 1 ori 1 face 1, minus 2 ori minus 2 face 4, și cu 1 și 4, 5, și 1 ori 1, 6. 6, vezi?
Apoi tot linia a doua cu coloana a treia. Adică 1 minus 2 face minus 1. Da. Și cu minus 2, minus 3. Minus 3. Apoi. Și vedem minus 3, minus 3, 6. Da. Deci minus 3, minus 3 și 6. Așa face culturașul. De-aia nu știi. Da? De-aia nu știi. Da, vezi. Ce putem face peste tot? Să scoatem pe 3. Ia scoate minus 3. Ca să observăm da, chestia. Da, pentru că n-am înțeles de unde a spus 4 factor comun, pentru că m-a zicea... Păi A, A este de tipul 2 ori ăsta. A, da. Și A la 2, 2 ori 2. Un 3 pe asta. Păi de aia este. Asta este. Deci 4, da? E corect. Și acum am scos peste tot ce am zis, un minus 3. Și face minus 12. Înmulțim cu. 2. Minus 2. 2. Minus 2. Minus 2. Minus 2. 1. 1. 3. Minus 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Minus 2. Ne uităm la A. A arăta cam așa. Mi trebuie un 2. Luăm din 12 un 2 ca să multiplicăm peste tot, să fie modelul A. Și egal cu minus 12. Nu minus 12, minus 6. Pe lângă minus 4, la la la, adică minus 6 ori. Da. De acord? Da. Deci am arătat că A pătrat egal cu minus 6. Da. B pătrat. B pătrat este egal cu B ori B. Hai. Hai că tu ești mai ușor aici. Deci A pătrat, da? A pătrat, B pătrat egal cu B ori B, da? Da. Și cât face? 4 pe lângă 3, 3, 3. Da. 4 pe lângă? 3, adică e 3 tot. Deci e B, nu? Da. Nu, B-ul e 2. Păi dar nu-i bine. Deci 4 ori? 3, 3, 3. 3, 3, 3, peste tot? Da, da, așa de. Face 4, 3, 12 și băgăm un 2 în interior. Da. Da. Și egal cu 6 ori? 2, 2, 3. 6 ori, și te matriști. Da. Păi te văd, te văd. Tu ai venit așa ca să vezi dacă sunt la punctul de lucru, nu? Mă uit bine la filmare. Da, vin, te uite. Salut, bună, la revedere. Cât e 6? Și 12. 9 și 12. 9 și 12. 9 și 13. 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 9 și